Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre gândacul păros. Este un dăunător foarte periculos care în această perioadă ne vizitează livezile, terenurile agricole, grădinile și nu doar le vizitează, ci face ravagii și ne poate lăsa fără recoltă. Astăzi vom vorbi despre acest gândac, despre acest dăunător și despre câteva metode biologice de combatere a acestuia. Am primit întrebări din partea dumneavoastră și astăzi sper să răspund la toate aceste întrebări. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Gândacul păros, ce este acest dăunător și cum poate acesta să ne dăuneze. Gândacul păros este un gândac, așa cum este și denumirea acestuia, de culoare neagră, de culoare gri-negru. Corpul acestuia, corpul unui adult, este în jur de 9-12 mm. Culoarea este un gri-negru cu niște punctulețe albe care nu sunt simetrice și tot corpul acestuia este acoperit cu niște perișori de culoare alb-gălbuie. Și tocmai din această cauză vine și denumirea acestui gândac păros. Gândacii păroși sunt foarte periculoși pentru că ei se hrănesc cu flori și ne pot lăsa fără recoltă. Preferatele lor flori sunt acele flori care au foarte mult polen. De exemplu, le plac foarte mult păpădiile și în cazul acesta ei se hrănesc doar cu polenul lor și floarea rămâne intactă. Însă, atunci când acest gândac ne vizitează livezile și începe să se cazeze în pomii fructiferi și începe să mănânce florile acestuia, atunci floarea poate fi devorată complet, pentru că florile pomilor fructiferi nu au atât de mult polen ca și florile păpădiilor, de exemplu. Și în cazul acesta, el, gândacul, găsește florile pomilor fructiferi și, ca să ajungă la polen, devorează inclusiv petalele, dar și absolut tot ce găsește. Adică toată floarea poate fi mâncată și ca rezultat, din aceste flori mâncate, sigur că nu vor mai ieși fructe. De asemenea, printre florile lui preferate sunt și florile de rapiță. Rapița în ultima perioadă se cultivă foarte mult la noi în România, sunt suprafețe imense cu rapiță și acest lucru de asemenea atrage gândacii păroși. Tocmai de aceea nu se recomandă semănatul rapiței lângă livezi, pentru că rapița va atrage gândacii păroși și ei de asemenea vor ataca și livezile noastre. Tocmai de aceea nu se recomandă să semănăm rapiță lângă livezi sau invers, să nu plantăm livezile lângă acele terenuri unde în mod frecvent se seamănă rapiță. Așadar, iată ce daune poate provoca acest gândac. Gândacul păros, avem o veste bună totuși, pentru că acesta produce o singură generație pe an. Pentru că dacă el ar avea mai multe generații pe an, de exemplu ca și în cazul afidelor sau altor dăunători, atunci atacurile poate ar fi fost și mai masive de atât. Dar iată că un lucru bun este că gândacii păroși produc o singură generație pe an. Ce se întâmplă? Primăvară de vreme, când începe atacul acestora, primăvară de vreme, când afară se încălzește. Dacă în anul respectiv se încălzește în luna martie, atunci gândacul își începe zborul în luna martie. Dacă se încălzește în aprilie, atunci își începe activitatea în aprilie. Dacă se încălzește în mai, atunci activitatea lui începe în luna mai. Depinde de zonă și de climă a locului respectiv. Și atunci când gândacii ies din hibernare, sigur că ei caută ce să mănânce și atunci încep să atace, inclusiv am văzut fotografii pe care mi le-ați trimis, unde au fost atacate lalelele, narcisele și așa mai departe. Adică acele au fost primele flori pe care le-au găsit gândacii păroși. Apoi, până în luna iunie durează zborul acestora și atunci începe perioada de împerechere. Femelele depun ouă, ouăle sunt depuse în pământ, de regulă pe acele terenuri care nu sunt lucrate, care sunt bogate în
plante și tot felul de rădăcini. Așa, și din acele ouă, după o săptămână, două, apar larve. Larvele se hrănesc cu rădăcinile plantelor. Tocmai de aceea, mămicile le depun fix, își depun ouăle fix acolo unde sunt multe rădăcini, pentru că știm că orice mămică are grijă ca copilașii ei să aibă de mâncare. Și iată că și în cazul acestui gândac păros, mămică știe că trebuie să-și depună ouăle undeva pe un teren nelucrat. Și apoi aceste larve timp de două luni se hrănesc cu rădăcinile plantelor și după două luni aceste larve se transformă în adulți. Adulții nu sunt activi în anul respectiv, da? Adulții nou apăruți nu sunt activi pentru că ei rămân acolo în pământ și se pregătesc de hibernare. Acest lucru se întâmplă cam în august-septembrie. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că este important. Dacă știm exact biologia și comportamentul acestui dăunător, ne este mai ușor să îl combatem. Și trebuie să reținem foarte bine acest lucru că în august-septembrie adulții nou apăruți se pregătesc de hibernare. Aici vom reveni puțin mai târziu. Și iată că în anul următor, adulții care se trezesc primăvară, își încep activitatea atunci când afară se încălzește și deja sunt flori. Și iată, acesta este ciclul vieții a unui gândac păros. Iarăși, încă un lucru bun pe care trebuie să-l știm, că chiar dacă atacurile sunt foarte masive, gândacii păroși atacă, de exemplu, dacă vorbim de livezi, atacă mai mult marginile. Ei încep dinspre margine, spre centru și niciodată nu apucă să atace livadă întreagă, pentru că lor le place să se îngrămădească și unde sunt doi, vine și al treilea și al patrulea și tot așa. Probabil că dacă ați avut ocazia să vedeți atacul masiv al acestui dăunător, ați observat că ei stau așa ca niște, ca ciorchinele pe flori, pe plante. Și atunci ei așa atacă, de pe margine spre centru. La fel se întâmplă și pe, de exemplu, pe terenuri unde se cultivă rapiță. Tot așa ei încep atacul dinspre margine spre centru. De ce este important acest lucru? Să îl știm. Pentru că ne ajută atunci când îl combatem. Este mult mai ușor din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere economic, să combatem un dăunător pe arii restrânse decât să acționăm pe suprafața întregului teren, pentru că este și costisitor și fizic este mult mai greu. Și iată că acest lucru de asemenea este important. Iată care sunt câteva metode de combatere biologică. Dacă vorbim de suprafețe mici, de exemplu aveți câțiva pomi în grădină proprie și aceștia au fost atacați de gândaci păroși. Ce puteți să faceți în cazul acesta? În cazul acesta putem să acționăm manual, dar aceste acțiuni ale noastre trebuie să aibă loc dimineața de vreme, înainte ca soarele să fie puternic, da? Și înainte ca afară să se încălzească. Pentru că gândacii păroși sunt foarte activi între ora 10-11, depinde când de cald este în ziua respectivă, și sunt activi până după amiază, cam pe la 3-4, atunci când soarele este cel mai puternic. Și atunci, dacă acționăm dimineața de vreme, atunci ei încă sunt adormiți și putem să îi culegem manual, de exemplu, sau putem să îi culegem cu ajutorul unui aspirator manual de dimensiuni mici, dacă ne permite înălțimea pomului, sigur că da. Sau dacă iarăși ne permite pomul, putem să punem pe jos folie și să îl scuturăm. Și atunci gândacii vor cădea pe folie și o să ne fie mai ușor să îi strângem. Și încă un lucru, gândacii pe care i-am adunat, acum să mă ierte activiștii pentru drepturile animalelor, insectelor și așa mai departe, dar chiar se recomandă și de specialiști, gândacii pe care i-am cules, putem să le dăm foc și apoi cenușa obținută prin arderea gândacilor se poate folosi pentru împrăștierea pe pomi. Efectiv, împrăștiem pe pomi această cenușă pentru că ea este un bun repelent împotriva gândacilor păroși. Pentru că alți gândaci care sunt vii o să simtă acest miros și nu o să se apropie de pomul respectiv. Sigur că această metodă merge atunci când nu plouă și atunci când nu bate vântul. Dacă vorbim ori de arii restrânse, ori de terenuri mai mari, putem să mai folosim o metodă. Sunt anumiți feromoni, da, capcane, care se dizolvă în apă și se pun în ligiane sau găleți albastre, de albastru deschis, și atunci aceste găleți sau aceste ligiane se poziționează ori pe marginea
livezii, avansăm puțin spre centru, dar nu mai este nevoie să le punem pe toată suprafața, pentru că ținem minte că ei atacă dinspre margini și atunci ar fi de ajuns să punem pe marginile livezilor aceste ligheane sau aceste găleți cu feromoni. Sau, dacă nu cumpărăm acești feromoni, putem să folosim balsam de rufe sau un săpun lichid cu miros de flori. Acest miros va atrage acest dăunător, da? Gândacul păros va fi atras de mirosul acesta de flori și, de asemenea, culoarea albastră îi atrage foarte mult și ei toți se vor îngrămădi în acea apă și se vor înneca. Iată, de asemenea, această metodă este foarte funcțională. Dacă vorbim de stropiri, sigur că interzis cu I mare, destropit cu substanțe chimice, pentru că acest gândac atacă exact când plantele sunt înflorite, da? Orică vorbim de rapiță, orică vorbim de pomi sau alte plante, da? Deci din start nu se stropește cu substanțe chimice. Toți specialiștii interzic acest lucru, să știm foarte bine că nu este voie, pentru că vor muri albinele, vor muri bondarii și alți polenizatori. Aveți mare grijă, nu stropiți cu substanțe chimice. Asta e unul. Și doi, la mână, nu există niciun preparat chimic care ne-ar ajuta 100% împotriva acestui dăunător. Așa că iată două cauze. Prima și cea mai importantă este că trebuie să avem grijă de polenizatori și doi, că nicio substanță chimică nu funcționează 100% împotriva gândacului păros. Dacă vorbim de biopreparate pe bază de microorganisme, am vorbit cu câțiva specialiști și mi-au spus toți că în cazul acesta putem folosi biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis, dar atenție, acesta funcționează cam 60%. Nu 100%, dar cam 60%, totuși aceste preparate pot funcționa împotriva acestui dăunător. Așa că dumneavoastră puteți să încercați și această metodă, dar să fiți pregătiți că nu toți gândacii vor muri. Până la 60% acest preparat poate funcționa. Încă biopreparate care sunt pe bază de microorganisme pot funcționa împotriva celor adulți care se pregătesc de hibernare. Țineți minte că am spus să rețineți acest moment, pentru că aici revenim. Și iată că am revenit. În perioada în care adulții se pregătesc de hibernare, ei sunt în pământ și în această perioadă, adică la sfârșitul lui august, luna septembrie, solul este cald, este perfect, putem folosi biopreparate. Ce biopreparate putem folosi împotriva celor adulți care se pregătesc de iernare? Acele biopreparate care conțin boveria, adică acea ciupercă, boveria basiana, care acționează împotriva dăunătorilor din sol. Așa că puteți să vă tratați solul în acea perioadă, în zona livezilor sau în acele zone unde ați avut atacuri, ca să fiți siguri că în anul următor ei nu vor ieși din sol și nu vor ataca din nou culturile dumneavoastră. Și nu este nimic rău, pentru că aceste biopreparate, care sunt în general pe bază de boverie, basiana și metarizium, ele acționează împotriva dăunătorilor din sol, precum larva cărăbușului de mai, coropișniță, de asemenea împotriva gândacilor de Colorado, care de asemenea se ascund în pământ și se pregătesc de hibernare după ce se recoltează cartofii. Și iată că în cazul acesta putem să acționăm împotriva acestor dăunători cu ajutorul biopreparatelor și putem să repetăm de asemenea tratamente primăvară de vreme, atunci când solul se încălzește și are de la plus 10 grade în sus. Iată, dragi prieteni, acestea sunt câteva metode pe care le putem folosi. Sigur că mai sunt și prădători care se folosesc împotriva gândacului păros. Este o viespe prădătoare care atacă larvele acestui gândac, da? Sigur că este o metodă destul de costisitoare și acei oameni care se ocupă în mod profesional de livezi sau de diverse culturi, ei pot cumpăra și astfel de arme biologice, adică astfel de viespi. Dragi prieteni, sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră legate de acest dăunător. Acționăm rapid. În această perioadă, ce putem
aia facem, ori îi culegem manual, ori punem lighiane sau găleți cu apă și cu balsam de rufe cu miros de flori și încercăm să salvăm recoltele noastre. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sigur că vă aștept în comentarii ca de obicei cu întrebări și sugestii. Nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant și nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!